Plasată pe poziția a 12-a, CSM Ploiești a început bine jocul și după un sfert de oră de la fluierul de start avea un avans de 5 goluri, scor 8-3. Diferența s-a menținut în următoarele 5 minute, replica sucevenilor venind abia pe finalul reprizei. Pe fondul reușitelor lui Acatrinei și a Mihaiesi, Universitatea a reușit să egaleze în minutul 27, gazdele aveau să intre cu un avantaj minim la vestiare, 14-13. Universitatea a mai contat doar în prima jumătate a reprizei secunde, de la 21-20, în minutul 45, prahovenii au punctat de 5 ori și au primit un singur gol. Aruncările sucevenilor au ratat în dese rânduri ținta, scorul final consemnând o victorie lejeră pentru gazde, scor 29-24. În urma acestui rezultat, CSM Ploiești și-a asigurat participarea în următorul sezon al Ligii Naționale. De cealaltă parte, Universitatea a pierdut orice speranță la locul 4. În ultima etapă a actualei ediții de campionat, echipa antrenată de Leonard Bibirig va primi duminică de la ora 12 vizita formației Panturii Târgu Jiu.